Bună dimineața tuturor! Vă mulțumim pentru prezența la briefingul Comisiei Electorale Centrale. Până la această oră, turul 2 al alegerilor prezidențiale decurge fără incidente majore. Funcționarii electorale asigură buna desfășurare a procesului electoral, secțiile de votare fiind dotate cu toată logistica necesară. Potrivit informației de moment, un număr semnificativ de cetățeni și-au exprimat opțiunea de vot, iar cei interesați pot urmări în timp real date despre prezența la urnele de vot pe platforma dedicată a Comisiei Electorale Centrale. Datele sunt actualizate constant pentru a reflecta numărul celor care au votat, oferind o imagine exactă asupra participării la urne pe fiecare circumscripție electorală, iar cifrele prezintă și profilul alegătorilor prezent astăzi în secțiile de votare. Astfel, vedem că până la ora 10 au votat 291.153 de alegători, ceea ce constituie 10,58%. În turul întâi de scrutin, la această oră, aveam înregistrată o rată de participare puțin peste 7%. Deci, vedem o prezență mai activă a alegătorilor la urnele de vot. Cea mai activă prezență este înregistrată în circumscripția electorală Rezina, unde, potrivit datelor, rata de participare este de peste 12%. În municipiul Chișinău au votat circa 10% dintre alegători. În cele 30 de secții de votare, constituite pentru cetățenii cu drept de vot domiciliați în localitățile din stânga Nistrului, au votat peste 5.000 de alegători. Votul în străinătate se desfășoară și el în condiții normale. La ora 9, ora Moldovei, și-au început activitatea 32 de secții de votare din câteva state europene, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Portugalia. Urmează să se deschidă în următoarele ore și cele 21 de secții de votare din SUA și Canada. În raport cu primul tur al alegerilor, procentul prezenței la vot la această oră este mai mare, dacă e să comparăm cu 20 octombrie, când până la ora 10 votaseră circa 18.000 de alegători peste hotare. La moment avem o prezență de peste 30.000 de vot la secțiile de votare din afara țării. În cazul țărilor unde au fost organizate mai multe secții de vot, amintim că alegătorii pot afla care sunt cele trei mai apropiate secții de votare în funcție de locul unde se află, accesând aplicația Comisiei Electorale Centrale diaspora.cec.md. De asemenea, ținem să amintim că urna mobilă poate fi solicitată în țară până la ora 14. Aceasta este destinată persoanelor care nu pot ajunge din varii motive obiective la secțiile de votare, doar că cererile care vor fi depuse pe parcursul zilei de astăzi trebuie să fie însoțite de un certificat medical. Până la această oră nu au fost raportate incidente majore care să afecteze desfășurarea alegerilor, iar toate măsurile de siguranță sunt în vigoare pentru a proteja integritatea procesului de vot. Suntem într-o legătură constantă cu instituțiile care ne sprijină în asigurarea unui proces electoral corect și sigur. Totuși, am fost informați despre unele cazuri de transportare organizată a alegătorilor la unele secții de votare. Aceste cazuri acum se documentează de către organele competente și vom reveni pe parcurs cu alte informații. În același context, Inspectoratul General al Poliției a informat CEC despre înregistrarea, până la această oră, a 11 incidente de încălcări ale procesului electoral. Și anume, fotografierea buletinului de vot, 2 cazuri, agitație electorală interzisă, 2 cazuri, alte 2 cazuri de afișaj electoral neautorizat, încălcarea dreptului la vot, 1 caz,
și alte incidente, 3 cazuri. Vă vom ține la curent cu evoluția prezenței la vot pe parcursul zilei și cu date actualizate privind prezența și modul de desfășurare a alegerilor, revenind la următorul briefing programat pentru ora 13. Vă mulțumim!